Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom vorbi despre o parte a astrologiei mai puțin cunoscută în România. Astrologia indiană este o astrologie siderală, sora geamănă a astronomiei. Despre o nouă semnificație a planetelor a căror origine se află în mitologie, alături de Rodica Purniche, astrolog, și Dragoș Bogdan, terapeut. Bună ziua, Rodica, și bine ai revenit! Vă mulțumesc pentru invitație și îmi face o deosebită plăcere să discutăm despre această astrologie. Da, un subiect mai deosebit, mai puțin abordat și poate chiar înțeles, dar deloc de ignorat, pentru că se pare că sunt lucruri cu adevărat interesante, foarte autentice și adevărate, despre care am să te rog să ne povestești. Cu toții știm la ce se referă astrologia tropicală, această astrologie occidentală, care, sigur că da, ia în calcul deplasarea soarelui în semnele zodiacale, dar am vrea să te rugăm să ne explici la ce se referă astrologia indiană. Bine, de fapt, mulți îi spun vedică, înțeleg că nu este chiar cea mai bună denumire. Da. De la profesorii mei indieni știu că există această nemulțumire față de termenul de astrologie vedică. El a apărut, de fapt, undeva spre cam acum 100 și ceva de ani, când au început să fie traduse foarte, foarte multe cărți din spiritualitatea hindusă, și pentru că în vede, care sunt de fapt o sinteză târzie a spiritualității hinduse autentice, a spiritualității din sudul Indiei, pentru că au existat câteva noțiuni de astrologie acolo și ele sunt prezente într-adevăr, s-au utilizat, încetățenit termenul vedică. De astrologie vedică. Da. Dar ea este de fapt o astrologie indiană. Chiar noțiunea, denumirea corectă este de astrologie veche indiană. Este o astrologie siderală, spre deosebire de astrologia occidentală, tropicală. Pentru că, da, tropicală sau occidentală, pentru că ia în calcul poziția corectă a planetelor pe cer, deci poziția astronomică. Diferența dintre cele două sisteme, sistemul sideral și sistemul tropical, constă în faptul că sistemul sideral este foarte fidel, adică cel indian, căruia îi aparține, căruia și cel indian, este foarte fidel deplasării punctului vernal, deci fenomenului de precesie a solstițiilor și echinocțiilor. Se mișcă și el. Absolut totul se mișcă în universul nostru. Da. Și atunci, practic, avem trei termeni bine definiți. Astrologia tropicală sau occidentală, care consideră punctul vernal fix la 0 Berbec. Astrologia siderală, care ia în calcul mișcarea retrogradă a punctului vernal. Și astrologia indiană, astrologia veche indiană, care este o astrologie siderală, dar care are cu totul și cu totul alte unelte decât astrologia occidentală. Rodica, aș propune să vorbim și, adică să înțeleagă telespectatorii, da, să ne explici ce planete, ce semne zodiac, semnele am înțeles că sunt exact acelea pe care le folosim și noi, da, dar ce planete? Numai că ei le spun constelații. Semnele zodiacale pe care le folosim în astrologia tropicală sunt simbolurile sau reflexia, dacă vreți, simbolică a constelațiilor zodiacale, cele pe care soarele le străbate de-a lungul unui an. Mai avem în astrologia veche indiană nakshatrele, care sunt constelațiile mici, lunare. Sunt constelații nu de 30 de grade, ci de 13 grade 20, astfel încât în cercul zodiacal avem 12 constelații solare, deci străbătute de soare, și 27 de nakshatre, deci 27 de constelații mici, lunare de 13 grade 20. Și de aici, bineînțeles, diferențele care sunt vizibile. Deci sunt aceleași constelații. Sunt aceleași planete, sunt aceleași constelații. Dar nu toate planetele pe care noi le luăm în calcul în astrologia tropicală. Da, aici este o diferență, da. În astrologia tropicală avem 10 planete, deci cele 7 planete tradiționale de la Soare la Saturn, plus cele 3 planete transpersonale, Uranus, Neptun, Pluto. În astrologia veche indiană avem cele 7 planete tradiționale de la Soare la Saturn, plus 2 planete umbră, deci planete care nu au corp fizic, dar care sunt foarte importante, Rahu și Ketu. Pe limba noastră occidentală, nodul nord și nodul sud al lunii. Dar cu altă semnificație interesant, deci planetele în astrologia veche indiană au altă semnificație decât în astrologia noastră, în astrologia vestică. Unele au o semnificație asemănătoare, altele foarte diferită. O să vedem imediat, o să ne explici, pentru că este foarte interesant. Absolut, și este din punct fascinant. De vedere mitologic sunt alte semnificații față de astrologia vestică, și
Și mai interesant este faptul că în astrologia vedică avem niște semnificații suplimentare, niște caracteristici pe care le face acest ansamblu planetar și niște corelații complexe. Mi-aduc aminte că atunci când mă aflam la începuturile carierei de astrolog, spuneam că aș avea nevoie de vreo 100 de planete pentru a interpreta corect. Și chiar cam corect. Atâtea sunt în astrologia pentru că indiană. În astrologia veche indiană, cele 9 planete, deci cele 7 tradiționale plus nodurile lunare, funcționează diferit pentru fiecare dintre cele 12 ascendente. Da, de exemplu, deci Jupiter, 12... care este un benefic, așa cum știm toată lumea, avem surpriza să constatăm că pentru anumite semne zodiacale el este un malefic temporar. În astrologia indiană. Deci Jupiter, marele benefic din astrologia occidentală pe care o face toată lumea, poate fi o planetă? Da, un malefic temporar. Sau Marte, care știm că este micul malefic, de exemplu, pentru benefic. Da, pentru ascendentul sideral Perac este planeta Yoga Caraca, deci planeta care dă cele mai bune rezultate și este un benefic temporar. Și atunci, dacă înmulțim 9 planete cu 12 ascendente, avem 108 planete. Și în sfârșit, am fost mulțumită și am văzut că, într-adevăr, gradul de precizie este mult mai mare. Foarte mare și înțeleg că în acest sistem al astrologiei, m-am obișnuit acum să-i spun vedic, astrologie veche indiană. Fiecare planetă ar fi deviată cu 20... Nu este deviat cu 25 de grade. Adică nu este deviat, acolo s-ar afla, de fapt. V-am spus care este singura diferență. Astrologia tropicală, deci occidentală, consideră punctul vernal fix, la 0 berbec. Da, dar cu câte grade este fiecare planetă? E aproape un grad pe secol, deci pentru secolul 20, dacă vrem să aflăm poziția corectă a planetelor pe cer, din punct de vedere astronomic și din punct de vedere sideral, dăm totul în urmă cu 24 de grade. Pentru secolul acesta, pentru toți care sunt născuți din 2000 încoace, 2001, dăm cu 25 de grade înapoi. Interesant este, bine să fim deschiși la toate. Rodica ne prezintă și a studiat foarte mult. O să vorbim imediat și despre cartea ta, Rodica, foarte, foarte interesantă. O să o prezentăm imediat. Iată cum... Repet, trebuie să fim deschiși pentru că tot timpul putem afla lucruri noi. Dragoș, cum am putea privi, pentru că și tu te ocupi de un domeniu oarecum de nișă, un domeniu tot mai puțin accesibil tuturor și cu foarte mult adevăr în el? Tot ceea ce prezintă colega mea de platou astăzi este pentru mine extraordinar de tehnic. Eu sunt pe zona de echilibrări energetice, știi foarte bine chestia asta. Din punctul meu de vedere, tot ceea ce trebuie văzut și perceput, trebuie perceput ca având fiecare planetă, ca având o natură superioară și o natură inferioară. Ceea ce mi se pare un lucru foarte interesant, cum ai spus despre Jupiter, despre marele benefic, fiecare planetă are această natură. O parte ne duce către teluric, către zona telurică de unde trebuie să ne luăm energia, o altă parte ne duce către zona universală, care ne aduce o energie benefică și ne dă puterea de a materializa în planul fizic. Fiecare planetă are influențele ei. Eu obișnuiesc să spun că, de fapt, planetele și tot ceea ce vine din univers este neutru. Dacă noi folosim o energie de la mediu spre superior, avem tendința să spunem că folosim aspectul benefic al planetei. Dacă folosim o energie de la mediu spre inferior, avem tendința să spunem că folosim energia negativă a planetei. Nu. Deci, felul în care noi folosim ceea ce ne oferă Universul, din punctul meu de vedere personal, este, ne face să gândim dihotomic, să spunem că este bine sau este rău. Rodica, îmi vorbeai despre faptul că în această astrologie veche indiană, planetele pot fi, sau semnele, pot fi dușmănoase sau prietene, un lucru pe care nu le regăsim în astrologia tropicală. Este o caracteristică a astrologiei indiene ca planetele să aibă prietenii și inamiciții. Și dușmănii. Și dușmănii, planetele... sigur că da, dar asta vine din relațiile pe care le stabilesc în mitologie. Dăm un exemplu? De exemplu, Soarele și Venus sunt dușmani. Când Soarele este în semnele lui Venus, este un soare slab.
Dar Venus și Saturn sunt prieteni foarte buni și asta vine dintr-o legendă, de exemplu, din mitologie. De exemplu, Saturn s-a dus la Jupiter și l-a rugat să-l învețe știința astrologiei și Jupiter nu a vrut, în timp ce Venus a fost de acord ca Saturn să învețe astrologie. Și-au rămas prieteni, sigur că da. Și, de asemenea, Venus și Jupiter știm că sunt benefici amândoi, dar fiecare este benefic tot în alt context. Pentru că, de exemplu, Jupiter este învățătorul zeilor, dar el se ocupă mai degrabă de ritualuri, de ceremonialuri, de ceea ce trebuie permanent menținut din punct de vedere spiritual, în vreme ce Venus se ocupă, dacă vreți, de aspectele oculte ale cunoașterii, are cu totul alte roluri în mitologia hindusă și este învățătorul care cunoaște secretul revenirii la viață. De aici se dezvoltă o întreagă formă de evoluție spirituală care este cu totul deosebit de interesantă și de aceea, de exemplu, într-o temă natală, față de foarte multe alte semnificații pe care Venus le are, Venus reprezintă energia de tip superior, ojas, pe care noi o obținem ca urmare a tot ceea ce facem timp de 30 de zile, deci pe durata unui ciclu lunar. Și atunci Venus este corelat cu sistemul regenerator al ființei umane. Deci, dincolo de plăceri, bani și așa mai departe. Iată, deci vorbim și în astro, bine, știm deja acest lucru. Deci Venus. Așa cum este în astrologia tropicală Pluto responsabil cu regenerarea, deci iată alte repere, alt sistem. În cadrul terapiilor, Dragoș, putem vorbi cu adevărat despre regenerare atunci când vorbim și despre sistemul de chakra. Ce ne poți spune despre acest lucru? Sistemul de chakra vine tot din zona vedelor indiene, care din punctul meu de vedere sunt niște scrieri apărute cam cu 2500-3000 de ani, poate chiar mai mult înaintea lui Iisus Hristos. Cam 7000 de ani au vechime, da? Așa, și ele se pare, sunt mulți autori și multe studii făcute, ele sunt împărțite, dar într-adevăr se spune, domnule, un 5.000 de ani s-a ajuns puțin, cumva la un numitor comun. Ce putem spune despre chakrele influențează fluxul energetic pe care îl primim noi în corp, care vine prin influența acestor planete. Toată această energie universală, prana, cum este definită de indieni, da? Mai nou, bioenergoterapeuții și cei care lucrează pe zona aceasta îi spun acestei prane bioenergie, deci bioenergia noastră, valoarea noastră energetică, influențează în funcție de fluxul care este creat într-un mod corect, conexiunea la energia universală, putem discuta despre a avea anumite posibilități de a ne dezvolta într-un mod echilibrat în toate planurile vieții noastre. Chakrele sunt dispuse pe coloana vertebrală, de-a lungul coloanei vertebrale, sunt în număr de 7 chakre principale, sunt 4 chakre secundare și avem o mulțime de alte nadisuri, care pot ajunge, după unii autori, la 70.000. Eu m-aș opri în principiu undeva în jur de 4.000 de puncte subsecundare prin care circulă această energie în corp. Sunt 72.000 de nadisuri. Ce sfaturi putem da concret chakra pentru telespectatorii noștri, Dragoș? Adică, bun, sunt câte sunt. Putem face corelare. Ce ne ajută acest lucru? Adică, haideți să-i dăm și o... Acest lucru face parte din anatomia spirituală a ființei umane. Așa deci este, față de corpul fizic pe care l-avem. Pentru că am făcut foarte multe emisiuni în acest sens, dar acum aș vrea să-i dăm și o aplicabilitate, pentru că deja se știu aceste lucruri, să trecem la celălalt. Aplicabilitatea, din punctul meu de vedere, în primul rând trebuie să înceapă persoanele să schimbe tiparele mentale, tiparele emoționale pe care le au și comportamentele limitative pe care le-au primit din cadrul familiei de origine, mergând mai departe, grădiniță, școală, facultate, comunitatea în care discută, vorbesc, s-au născut și tot așa. De exemplu, un blocaj al primei chakre semnifică, prima chakra este legată de hrană, bani, adăpost, de dreptul de a aparține. Un blocaj al... nu este de acord. Nu. Este tot alt sistem. Nu. Până la un punct este corect. Este legată și de sistemul osos. Uh-huh. În momentul în care apare un dezechilibru, pentru că atunci când apare blocajul, putem spune că deja încep să se instaleze anumite afecțiuni în corpul fizic.
Să vedem, Rodica, ce ar mai fi de completat sau ce ar mai trebui spus aici. Mie îmi face o deosebită plăcere acest subiect. Ceacrele reprezintă sistemul nostru energetic fundamental. Ele sunt dispuse pe sușumnana dintr-o ordine bine definită. Muladhara Chakra, într-adevăr, este centrul, este centrul energetic de forță corelat cu necesitățile fundamentale, elementare. Centrul în sine nu poate să fie blocat, dar pentru că el este compartimentat, fiecare centru de forță, fiecare centru energetic are mai multe compartimente și spun asta pentru că în carte explic de ce avem 12 semne și nu mai multe, pentru că e corelat cu Anahata Chakra, dar într-adevăr un blocaj, indiferent pe ce centru energetic este, pe un anumit comportament, într-adevăr, Am început cu prima chakra, deci este extraordinar de importantă din punctul meu de vedere, nu mai importantă decât Anahata. Nu, fiecare are importanța fiecare a lui. Fiecare au importanțele lor. Trăim pe Pământ, nu trăim pe altă planetă. Trăim pe Pământ, noi trebuie să fim bine conectați și bine împământați la energia acestei planete și trebuie să fim conectați și la energia universală care ne vine prin chakra a șaptea, chakra creștetul capului. Aici trebuie să echilibrăm ambele curente, curentul descendent, energia care ne vine de sus și pe care o materializăm în planul fizic, dar dacă noi nu suntem conectați la Pământ, nu putem să materializăm. Deci nu avem această energie care urcă din chakra în chakra până când ajunge la chakra a șaptea să putem da drumul la informație către supraconștient, către univers. Toată această energie urcă din chakra în chakra, se șlefuiește și la un moment dat devine acea energie curată de vibrație înaltă care ne aduce înapoi informația din univers. Da, este interesant pentru că tot ceea ce discutăm vine din sistemul multimilenar yoga. Yoga este exact disciplina spirituală care ne permite să lucrăm pe centri de forță în așa fel încât să echilibrăm, să avem o energie curată permanentă. Pentru care trebuie să-i mulțumim lui Mircea Eliade, care a fost unul dintre cei mai cunoscuți care au adus în atenția Europei, dar și în atenția Americii, acest sistem de yoga. A deschis o poartă minunată. El a făcut yoga, a practicat foarte mulți ani și la un moment dat a avut o inițiere secretă pe care nu a trecut-o și atunci ghidul lui spiritual i-a spus foarte clar că destinul lui nu este să devină un yogin perfect, deci să atingă eliberarea spirituală urmând sistemul yoga, ci el trebuie să se întoarcă în lume și să-și afle menirea. Dar drumul lui Mircea Eliade a început din India. Aș vrea să revenim puțin la astrologia indiană, pentru că mi se pare foarte interesant. Vorbeam despre planetele cu care lucrează. Înțeleg că nu sunt decât planetele până la Saturn. Deci dar cele trei se regăsesc. Eu în momentul de față scriu o carte în limba engleză despre planetele transpersonale. Ele sunt prezente în energia nodurilor lunare. De exemplu, nodul Nord are parțial aspecte corelate cu Pluto, aspecte corelate cu Uranus. Chiar deci se regăsesc. Absolut, ele sunt prezente. Deci am calcul nodurile lunare și planetele până la Saturn, inclusiv mai puțin Uranus, Neptun Pluto, dar care le regăsim. De exemplu, Neptun este foarte ușor de regăsit în modul de acționa al nodului sud. De asemenea, sunt deja voci care spun că există scrieri foarte, foarte vechi în care planetele transpersonale existau. Am absolut această convingere că mari astrologi ai antichității știu, le foloseau pentru evenimente colective și pentru a vedea importanța lor în anumite teme natale, ale conducătorilor, ale regilor și așa mai departe, deci pentru anumite momente. Sunt absolut convinsă despre acest lucru. Deci nu se iau în calcul, dar există. Dar ele există, dacă vrem, le găsim și ele pot fi integrate, de asta vă spun că scriu această carte, ele se pot integra extrem de ușor în sistemul astrologiei indiene. Și care ar fi, Rodica, în astrologia indiană veche, cele mai importante repere? Iarăși, cu totul altele decât în astrologia vestică. Deci primul reper, vi l-am spus, există 7 planete tradiționale și aceste 2 planete, umbră, Rahu și Chetu, deci nodurile lunare. Există, iarăși am menționat, prieteniile și dușmăniile planetare.
Există de asemenea un sistem de a calcula tăria fiecarei planete în funcție de locul în care ea se află în horoscop, de exemplu, indiferent în ce semn se află Venus, dacă este în casa a patra, este un Venus foarte puternic, dar dacă este în casa a zecea, chiar dacă este într-un semn bun, nu este foarte puternic. Există sistemul celor cinci mahapurușe. Deci nu este invariabil bun. Mic benefic. Întotdeauna trebuie să cântărim cu o măsură extrem de atentă. Da. De asemenea, avem hărțile divizionale, în sensul că fiecare casă astrologică devine la rândul ei o astrogramă. Recunoaștem în aceste vargasuri dezvoltarea fractalică a Universului, deci practic fiecare casă la rândul ei devine o astrogramă, în așa fel încât, în așa fel încât o temă natală în sistemul indian are cam 20 de astrograme suplimentare din care putem să obținem orice informație dorim. Și de asemenea, foarte interesant, în absolut orice carte de astrologie indiană, nu veți găsi niciodată doar tema natală, ea este întotdeauna însoțită de harta divizională nouă, care arată cum fructificăm ceea ce este în tema natală. Este exact ca palmele noastre. Dacă în stânga avem ceea ce ni s-a dat, în dreapta avem cum folosim ceea ce ni s-a dat. Mai există de asemenea sistemul dașaurilor, al perioadelor planetare, care are un echivalent în astrologia occidentală medievală în firdaria. Deci anii ființei umane sunt guvernați pe anumite durate de diferite planete. Și din acest punct de vedere, de exemplu, o planetă doar aparent lucrează, dar în momentul în care a început perioada ei planetară, ea este aproape stăpânul horoscopului. Și asta este motivul pentru care avem perioade în care ne merge bine, perioade în care sunt încercări, perioade în care avem sentimentul că practic nu mai merge absolut nimic. Sunt foarte, foarte multe lucruri, sunt de asemenea, mai este sistemul arudaurilor, deci casa în care se proiectează fiecare planetă, sunt foarte, foarte multe lucruri, sunt reguli, sunt sutre care trebuie respectate și atunci, deci de exemplu, un sistem foarte complex. Absolut. De exemplu, știu clar, dacă eu văd într-o astrogramă că Marte este în berbec și în casa a 10-a, eu acolo am ruceaca yoga, deci am un anumit tip de combinație planetară care funcționează într-un anumit fel. Ruceaca yoga înseamnă o poziție foarte specială a lui Marte în horoscop, în funcție de anumiți factori. Deci este formidabilă. Formidabilă este mult mai exactă. Da, și deci am calcul multe combinații. Da, deci practic avem acest sistem astronomie, astrologie, alchimie. Deci astronomia reprezintă corpurile fizice pe cer, astrologia reprezintă influența lor asupra noastră, iar alchimia este cum folosim, cum ne transformăm folosind aceste energii. Energiile, sigur. Important era să știm faptul că aceste planete, în funcție, înțeleg, de semne și de raportarea lor la ascendent, care este, se pare, e de bază, unul dintre referele de bază în astrologia indiană, nu facem nimic. Poate modifica semnificația în sine a planetei. Adică vorbesc, fratul, că Jupiter, dacă un ascendent este într-un semn, nu este benefic. Nu modifică planeta. Planeta lucrează altfel. Lucrează altfel planeta, exact. Adică însușirile planetei sunt diferite. Da. Și atunci, de exemplu, ascendentul meu sideral este pe Vărsător. Pentru mine, Jupiter este în casa a noua. Ar trebui să fie un Jupiter perfect, formidabil. Și totuși nu este așa. Pentru că ascendentul? Da, ascendentul este pe un semn al lui Saturn, el este în casa a noua, care este casa lui naturală, dar este în semnul unui dușman, care este Venus, pentru că este în balanță, și pentru ascendentul sideral pe Vărsător, el nu este un prieten. Aceste dușmănii planetare în astrologia indiană nu se regăsesc în astrologia vestică. Nu. Noi aici avem lucrurile foarte mult simplificate. Dragoș, aș vrea să ne vorbești și despre alegerea orelor benefice. Este și aici un sistem interesant despre momente în care putem face negocieri, în care este benefic să faci anumite acțiuni în funcție de orele respective. Da, știm că fiecare primă oră a zilei în care intrăm este guvernată de planeta respectivă. De exemplu, dacă intrăm într-o zi de sâmbătă, prima oră va fi guvernată de Saturn, a doua oră va fi guvernată de Jupiter, a treia oră va fi guvernată de Marte și tot așa. În funcție de cum se succed orele, le putem număra
Și bineînțeles, dacă mă duc să fac o negociere, da? Nu o să mă duc sâmbătă, o să mă duc într-o zi de miercuri, dacă am o negociere de făcut, pentru că e guvernată de Mercur, Mercur este legat... Corespondența zilelor este... Da, zilele sunt aceleași, guvernările planetare sunt aceleași. Sunt orele, da. N-ar avea de ce să se schimbe teoretic. Sunt aceleași peste teoretic. Tot în toate sistemele, da. Heptagrama funcționează, dar interesant, se folosesc doar cele 7 planete tradiționale. Da, da. Și aici tot așa, da. Tot despre asta discutăm. Și atunci mă duc să fac o negociere într-o zi de miercuri, într-o oră care este bine aspectată, ori a lui Mercuriu, ori o zi de soare, ori a lui Jupiter, că Jupiterul este marele benefic în ceea ce cunoaștem noi. El este și semnificatorul banilor, da. Și al bunăstării. Și atunci mă duc să negociez într-un moment în care este benefic, nu doar pentru mine, ci și pentru celălalt care este implicat în negociere sau în semnarea unui contract. De ce? Dacă mă gândesc doar la mine, înseamnă că deja încep să fac un atașament față de ceea ce îmi doresc să fie. În momentul în care eu trec și dezvolt un atașament, acel atașament la rândul lui va dezvolta o agresivitate subconștientă. Agresivitatea subconștientă care trece din planul fizic în planul energetic, la rândul lui dezvoltă un program de autodistrugere la nivel energetic a ceea ce am în planul fizic. Și atunci... încerc să aleg niște zile și niște ore care sunt bune pentru a putea face o negociere. Dacă mă duc să fac o operație, iarăși mă duc pe o perioadă a lui Pluton, care este benefică. Asta se numește în astrologie indiană muhurta. Adică chiar dacă într-o temă natală, muhurta reprezintă acel tip de astrologie care se face special pentru a găsi un moment benefic. Și atunci am o portiță să contrazic ceva care pare implacabil în tema natală. De exemplu, se vede foarte clar într-o temă natală dacă o femeie poate avea copii sau nu. Și atunci, dacă nu are copii, dacă sunt indicii de infertilitate foarte evidenți, eu totuși am posibilitatea să-i calculez un anumit moment benefic. Deci muhurta. În conformitate cu muhurta, ea poate să conceapă în ziua de sau în cele două zile de la până cu tare an, în cu tare perioadă planetară. Și asta este iarăși foarte, foarte interesant. Și totul este în funcție de lună. De exemplu, o altă particularitate, între tranzite și goceara sunt diferențe. Tranzitele, goceara, da. Tranzitele sunt tranzitele așa cum le știm toți, dar goceara reprezintă tranzitele calculate de la lună. Adică, de exemplu, pentru mine acum, nu știu, Jupiter este în casa a 9-a, e un tranzit, dar el este în casa a 11-a de la lună. Asta este goceara și de aici am alte semnificații de interpretare. Pentru că luna, foarte interesant, apropo de lună și Saturn, luna reprezintă fluctuațiile mentale, vasanele care ne aduc în manifestare. Deci, acel tip de karmă datorită căruia sunt prezent aici. Dar Saturn reprezintă roadele faptelor mele care se corelează cu această prezență karmică a mea în această manifestare și dacă roadele sunt bune, karma mea poate să fie foarte mult diminuată. Sau pot să fructific și mai bine karma bună cu care am venit, pentru că nu e doar karmă rea, este și karmă bună. Dacă faptele mele au fost rele, atunci pot să-mi periclitez și karma bună cu care am venit și pot să-mi amplific și karma rea de care deja trag. Ce alte puncte mai regăsim în această astrologie? Foarte interesant. Sunt foarte, deci, foarte da. Multe, foarte muhurta. Deci, de muhurta este calcularea unui moment benefic, exact benefic. Cum a spus Dragoș. Cum sunt orele benefice. Da, cum sunt orele benefice. Și ele sunt calculate în funcție de lună. Pentru că, de exemplu, există 7 sau 8 tipuri de nakshatre care... Adică în aceste mini-constelații. Da. Eu am luna în Purvașada, de exemplu, dar eu știu că atunci când luna trece prin a 5-a, a 7-a și a 22-a nakshatra, de la nakshatra natală, eu sunt limitată. Este pot ceva... să fac sau pot să nu fac anumite lucruri. Tu poate ai luna, nu știu, în nakshatra Vishaka și pentru tine a 2-a, a 7-a și a 8-a pot să fie nakshatre benefice calculate de la poziția lunii natale. Deci asta este un alt sistem extrem de fascinant. Sunt foarte, foarte multe lucruri, cu totul și cu totul deosebite. Ea pare așa un hățiș pentru cine vrea să plece la drum, are impresia că nu va răzbi niciodată. Dar lucrurile sunt extrem de logice și, într-adevăr, este foarte, foarte adevărat faptul că cine vrea să învețe astrologie indiană trebuie să uite complet astrologia tropicală. Complet. Există și sistemul acesta predictiv. Da,
Da, da. Am înțeles că nu ia în calcul tranzitele așa cum sunt astrologia vestică. Deci, practic... Da, tranzitele după alte efemeride.